Spadasina Ana Maria Popescu este de neoprit în acest sezon al Cupei Mondiale. Sportiva clubului Steaua București a cucerit duminică medalia de aur la Grand Prix-ul de la Doha, iar la 3 zile distanță a fost din nou în lumina reflectoarelor. Într-un interviu exclusiv Steaua TV, Ana ne-a dezvăluit care a fost cel mai greu duel, ce mare vedetă a muzicii internaționale a întâlnit și cine a fost persoana care i-a dat sfaturi de la mii de kilometri distanță. Ana, în acest sezon de Cupa Mondială ai decis și ești foarte încăpățânată, între ghilimele, să rămâi pe podium. Cum a fost la Doha? Competiția de duminică a fost, pot să recunosc, chiar și peste așteptările mele. Scrima pe care am arătat-o pe planșă, modul în care m-am mișcat, cum m-am simțit, totul a fost extraordinar. Efectiv, am ajuns în finală și simțeam că de acolo pot să fac mai mult. Nu eram deloc consumată fizic, deși după ce s-a terminat competiția și am început să mă răcesc, au apărut toate durerile din lume, dar am trecut peste și uite, astăzi sunt deja în sala de antrenament. După această frumoasă victorie, procentual, cât la sută te-ai apropiat de tot? Nu gândesc așa, nu gândesc în procente, momentan nu mă gândesc până acolo, mă gândesc doar că mai sunt încă 3 competiții, Barcelona, Budapesta și Chengdu, în China. După aceea voi putea trage linie, dar până atunci nu vreau să mă gândesc la asta. Totul se poate schimba într-o fracțiune de secundă, iar faptul că am avut 3 concursuri extraordinare în acest început de an, asta nu mi-oferă o garanție. Să fii pe locul 1 în Cupa Mondială și tu să nu ai garanția că mergi la jocuri, nu e un sentiment foarte, foarte plăcut, dar asta mă ambiționează și mai mult pentru viitoarele competiții. A fost duelul cu Catherine Holmes singur moment de cum până la Doha? Asaltul cu Kate a fost greu pentru că s-a motivat ea foarte, foarte bine și mi-a dat peste cap tot planul tactic. A trebuit să regândesc fiecare tușă și să ajustez asaltul din mers. Am ajuns la tușa de aur în care am avut atâta încredere în ce mi-a spus marginea, încât n-am avut timp să gândesc, doar am acționat. Ai încheiat lacrimi finala cu Marea Navaria. Cui ai dedicat succesul de la Doha? Bineînțeles, de fiecare dată când ajung pe podium, mă gândesc în primul rând la tatăl meu, pentru simplu fapt că acum nu mai pot primi o îmbrățișare din partea lui când ajung acasă, dar știu că este acolo, vede ceea ce realizez și se bucură. Bineînțeles, toate evenimentele. Săptămâna trecută n-a fost o săptămână reușită și o săptămână bună pentru noi, pentru Clubul Sportiv al Almatei Steaua. Am pierdut un om foarte, foarte important. Mă gândesc la toți oamenii alături de care nu mai pot bucura acum, dar știu că sunt cu mine acolo și asta mă ajută. Și într-un fel, țin să le mulțumesc și lor. La finalul festivității de premiere, comentatorii FIE au spus așa: imnul României are ceva epic în el. Ți-l poți imagina pe coloana sonoră a unui film epic. Care crezi că ar fi acest film? Unul dintre comentatori, am avut chiar bucuria și onoarea să-l întâlnesc pe Bruce Dickinson, solistul Iron Maiden. Am fost fascinată, nu știam că el practică scrimă, nu știam că va veni în februarie în București, pe 8 februarie la Sala Radio o să aibă un show extraordinar. Din păcate o să fiu iarăși la concurs. Ce să spun, nu pot să mă gândesc acum chiar la un film anume, dar cu siguranță un film extraordinar. De la cine a venit cel mai neașteptat mesaj de felicitare după succesul la Doha? Au fost atât de multe mesaje de felicitare încât momentan nu pot să nominalizez pe cineva, dar am ținut pe tot parcursul competiției legătura cu Simona Pop, cu Sufletel, colega mea. Am disecat așa fiecare asalt în parte, ne-am adus aminte de toate momentele pe care le-am trăit împreună la Doha și țin să-i mulțumesc în mod special pentru faptul că, ok, nu mai împărțim aceeași cameră din 2016 încoace, dar e tot timpul acolo și parcă o simt așa suflându-mi în ceafă. Vrei să știi ce fac sportivii tăi preferați? Ei bine, pentru asta dă subscribe pe canalul de YouTube Steaua TV și follow pe Instagram Steaua TV Oficial. Și nu uita, forța Steaua!